Bun găsit, dragi prieteni! Avem pe masa discuției astăzi o carte grea, dar nu în grame, ci în conținut. Însă, să nu ne speriem, pentru că o avem alături și pe autoarea acestei cărți, doamna Paraschiva Pop, care, ca o gazdă bună și caldă, ne va deschide porțile acestei lumi, ale cărții Omul și lumea lui, ne va conduce pe coridoarele și încăperile principale ale acestei lumi și ne va ajuta să ne familiarizăm și, de ce nu, să îndrăgim acest loc, omul și lumea lui, această carte despre care urmează să aflăm mai multe de la autoare, de la doamna Paraschiva Pop. Mulțumim frumos pentru că ne acordați timp și ne plimbați prin acest univers al cărții Omul și lumea lui, pe care cum ați început să o scrieți? Cu ce motivație? Inițial, un coleg de breaslă, un cadru didactic universitar, m-a rugat să scriu împreună cu el o carte pe postmodernitate și am început să conspectez filozofii, sigur, în special pe Nietzsche, pe care mai lucrasem într-o altă carte, Regresia moralei, și am avut viziunea aceasta de a scrie despre omul și lumea lui, începând cu începuturile pure ale creației și pe urmă mergând mai departe până la dezintegrarea societății și la realitățile triste ale vremurilor noastre. Când am spus încăperile principale ale acestei lumi, mă refeream la cele patru mari capitole ale cărții. Pregătirea unui lăcaș, spuneți, pregătire pe care o face Dumnezeu pentru un personaj principal, care este omul, ce vine în lume, apropo de începuturile pure. Da. Aveți partea a doua, biotehnologia, aici deja suntem cu picioarele pe pământ, dacă nu cumva chiar în el. Omul și valorile lui, partea a treia, și omul sub asaltul mass media. Ultima parte deja. Așa e. Titlul este destul de negurat, sub asaltul mass media. Deci există patru capitole mari. E o carte mare și grea, cum am spus. Da. Dar și pentru că e plină de informații din domenii extrem de diverse, filozofie, fizică, medicină, dar spune o poveste cartea asta. E suficient să te uiți la capitole, la titlurile capitolelor și constați că e o poveste despre cineva care a venit în lume, s-a făcut comod în lume și după aceea a început să facă gafe. Da, da. Dumneavoastră vă declarați părtinitoare sau nepărtinitoare în scrierea acestei cărți? Ce faceți? Expuneți niște adevăruri în mod obiectiv sau pledați pentru ceva? Eu pledez. Desigur, cartea aceasta este scrisă îndreptând lentila scripturii spre toate aceste aspecte despre care vorbesc. Fiecare om are o filozofie a lui, adică fiecare om a aderat la un sistem de valori. Personal, am aderat la valorile Scripturii și trăiesc în conformitate cu ele din fragedă copilărie. Și mi-am dat seama că numai așa poți să ajungi la ceea ce se numește umanitate plenară sau la o viață împlinită, la o viață din belșug. Deci, sigur, îndrept reflectorul Scripturii asupra tuturor detaliilor pe care eu le descriu. Și atunci ați putea fi acuzată de părtinire, de faptul că n-ați prezentat corect anumite realități? Poate că ar fi oameni care m-ar acuza, dar fiecare om are un reflector al lui, are o pereche de ochelari pentru care a decis, deci un sistem de valori al lui prin care privește lumea și viața. Acum, consecințele arată, cine are dreptate? Arată cine are dreptate. Pentru că poți ajunge la bătrânețe plin de bucurie, plin de armonie lăuntrică, plin de un echilibru, de o frumusețe, plin de dorul de a-ți sluji semenii, de a răspunde cu bunătate chiar și la răutatea celor din jur. Se mai întâmplă uneori și asemenea cazuri. Ei, vezi și alți oameni care ajung la bătrânețe plin de amărăciune, plin de tristețe, plin de dezamăgire și se întreabă oare cum se va sfârși, pentru că ei cred că moartea este
ultimul cuvânt rostit asupra vieții lor, dar noi ne îndreptăm spre o casă, spre o veșnicie strălucită, spre promisiunile pe care le vedem, le simțim, le credem, le simțim și simțim acea relație extraordinară pe care o avem cu Dumnezeu, în special în momentele rugăciunii. Pur și simplu simți acea prezență și probabil că pe măsură ce îmbătrânești, deci pe măsură ce înaintezi înspre acel final, simți așa, acea copleșitoare prezență și iubire a lui Dumnezeu. Dar nu simți pentru că te apropii de final, ci prin simplul fapt că te apropii de final, nu? Ci prin ceea ce magazinezi. Prin simplul fapt că te apropii de Dumnezeu și prin ceea ce magazinezi, așa e. Dar apropo de simți, crezi, vorbiți până la urmă despre o realitate, despre o lume nevăzută, că nu se vede și de fapt Biblia însăși spune despre lucruri care nu se văd. Da. Totuși, cum îi convingeți sau vreți să-i convingeți pe cititori că există această lume care nu se vede și că e una pe care în care poți să intre liniștiți? Există un aparat cu care poți accesa acea lume și Scriptura spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Deci numai credința detectează. Dar dovezi ar fi? Sunt foarte multe dovezi. Extraordinar de multe dovezi raționale. Raționale. Dar care este problema cu dovezile? Ele sunt foarte frumoase pentru credincios, pentru că dovezile îi stârnesc o bucurie. El descoperă urmele decetelor lui Dumnezeu în creația sa și descoperă mireasma lui Dumnezeu, imanența lui Dumnezeu în creație, în lumea noastră. Dar pentru un necredincios, dovezile conving intelectul lui pe moment, dar nu-i convertesc inima. Pentru convertirea inimii trebuie și apropierea Duhului Sfânt. Deci putem să enumerăm foarte multe dovezi. Și de fapt, primul capitol al cărții cam cu asta se ocupă. Aduce dovezi și din creație și din, a zis omul sub microscop. Da. Acum să vă citesc ceva dintr-un om de știință, laureat al Premiului Nobel, biofizician sau biochimist din secolul 20, care spune următoarele. Problema majoră este originea codului genetic, adică ADN-ul. Acolo e un cod inteligent, pentru că e o inteligență și o informație extraordinară. Problema majoră este originea codului genetic și a mecanismului traducerii sale. De fapt, ar trebui să se vorbească nu de o problemă, ci de o adevărată enigmă, spune Jacques Monod. Codul nu are sens decât dacă are loc și traducerea lui. Mașinăria care asigură traducerea în celula modernă cuprinde aproximativ 150 de constituenți macromoleculari care sunt ei înșiși codificați în ADN. Deci acolo e rețeta. De acolo pornește rețeta ca ei să fie făcuți. Traducerea codului o pot face numai produși ai traducerii. Când și cum s-a închis cercul, se întreabă Monod. Este excesiv de greu de imaginat. Deci eu pur și simplu l-am citat pe el. Și totuși concluzia lui este următoarea. Ființele vii sunt doar niște mașini chimice. Deci un reducționism extrem. Deci omul plânge și râde, se închină. Îi este dor de cel iubit sau de copiii lui datorită unor reacții chimice, nimic mai mult. Deci un reducționism extrem. Și spune el, care, vă rog, om inteligent fiind, sigur, că își pune probleme existențiale. Stai puțin, care e sensul vieții? Stai puțin, ce-i cu noi aici pe pământul acesta? Zice, am moștenit cerința unei explicații, angoasa, neliniștea care ne constrânge să căutăm sensul existenței. Angoasa care a creat toate miturile, toate religiile, neliniștea creatoare a tuturor filozofiilor și a științei însăși, în ceea ce mă privește, zice Monod, nu am nici cea mai mică îndoială că această nevoie imperioasă este născută, că este înscrisă undeva în mesajul codului genetic. Dar întrebarea este, cine s-o fi înscris? De unde un cod atât de inteligent? Numai pentru descrierea primului cromozom,
din ADN. ADN-ul are 23 de perechi de cromozomi. Numai pentru descrierea primului cromozom au trebuit 949 de pagini. Deci numai pentru descrierea primului cromozom, și oamenii de știință spun, noi am descoperit foarte multe lucruri cu privire la celula, care este un vârf de ac, este chiar mai mic decât un vârf de ac. Acolo este o întreagă fabrică, o întreagă mașinărie. Am descoperit foarte multe, dar nu știm tot. Și s-ar putea scrie volume despre o celulă. De unde atâta inteligență? De unde despre anumiți produși, de unde au apărut anumiți produși care sunt legați între ei și nu pot apărea decât în interiorul celulei? Dacă celula, să zicem, se despică, să zicem, ea se dezintegrează sub datorită legii entropiei. Dar numai în interiorul celulei este viață. Acum, Jacques Monod căuta viața la microscop, dar n-a putut să o găsească, pentru că viața este, într-adevăr, este o energie pusă în materie, într-un vas de lut. Viața nu poate fi pusă sub microscop, nu poți să o prinzi, să zici, asta e viața. Nimeni n-a creat viață, deși s-au făcut mii și mii și mii de experiențe și experimente, deci experiențe de o amploare serioasă, dar nimeni n-a putut să creeze viață. Și totuși, în fața acestei realități, una dintre multele la care vă referiți în această carte, unii vor spune că e o enigmă și că e un lanț de procese chimice sofisticat, și alții vor spune e mâna lui Dumnezeu. Da. Pentru că noi vorbeam de dovezi și spuneați că dovezile nu sunt totul. Există dar foarte multe dovezi. De pildă, există mecanisme complexe care nu pot să funcționeze decât dacă toți parametrii sunt prezenți, sunt coexistenți de la început. De pildă, el vorbește, cartea vorbește despre, printre altele, de articulația genunchiului, o capodoperă. Dar când te gândești că nu numai toate elementele trebuie să fie prezente pentru ca genunchiul să funcționeze așa cum funcționează, dar exactitatea cu care este măsurată de către cineva, ligamentele, locul de inserție a ligamentelor, mușchii care se inserează, taina și misterul acelui cartilagiu care este plin de niște canalicule cu lichid sinovial, și atunci când eu depun un efort, acel cartilagiu este presat și lichidul iese și genunchiul meu rulează pe acel lichid ca oasele mele să nu se frece. Deci este un întreg complex. Și Monod se întreabă, oare cum o fi arătat o celulă primitivă, se întreabă el. Dar zice, cea mai primitivă celulă pe care noi o cunoaștem, cea mai simplă, celula bacteriană, este de o complexitate uimitoare. Și oamenii de știință constată aceste lucruri. Deci ei le spun, ei le constată. Cu toate acestea, ei zic, nu știm, e o enigmă. Dar nu se întorc înspre Dumnezeu, pentru că aceste dovezi sunt de fapt un strigăt al lui Dumnezeu. Eu am făcut un mesaj, poate mesaj, nu complet, dar o invitație, o invitație. De aceea în Romani capitolul 1 se spune că dacă ne uităm cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, atunci descoperim puterea și dumnezeirea Lui și însușirile Lui Dumnezeu. Deci, când te uiți cu băgare de seamă, nu poți să rămâi insensibil la complexitatea cu care a fost făcută natura și tot ce vede. Nici oamenii de știință necredincioși nu rămân insensibili, însă ceea ce văd se pare că nu e absolut suficient să proclame un creator, un autor al acestor dovezi, le numim noi, aceste realități. Însă, toate aceste informații există, sunt cunoscute. Unde-i în această carte, ce le strânge în mare număr, vocea autoarei Paraschiva Pop? Eu cred că tocmai felul în care le-am îmbinat și felul în care evaluez mersul lucrurilor. Haideți să continuăm povestea, pentru că începusem de la început, când dumneavoastră ați conturat începutul poveștii, omul primit într-un cadru optim creat de Dumnezeu, da. Și începând să-și strice habitatul, da, ăsta. După cădere, omul se depărtează treptat de Dumnezeu.
La început, această sfâșiere lăuntrică, deci ruperea relației cu Dumnezeu, cu semenii, cu El însuși, era perceput, această sfâșiere era percepută ca ceva dureros. Și Pavel spune în Roman 7, vreau să fac binele și binele pe care vreau să-l fac, uite, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Iată ce fac, o, nenorocitul de mine. Cine era un om credincios. Da, era un om credincios. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ar fi normal ca această sfâșiere lăuntrică să o percepem ca un lucru negativ și să tindem spre simplitate, așa spun călugării, când tu te unești cu tine însuți. Adică nu mai sunt două persoane în tine, adică omul duhovnicesc și omul trupesc, ci este unul singur, adică cel trupesc, cel firesc a fost răstignit. Dar în postmodernitate, această sfâșiere este percepută ca ceva pozitiv. Din contră, omul dorește să-și ducă libertatea până la ultimele limite. De aceea el recomandă o mulțime de măști, o mulțime de discursuri, pentru ca tu să poți să fii oricine dorești și să-ți gestionezi singur părerile celorlalți. Ce fel de părere vrei tu ca ei să-și facă despre tine? Deci această rundă a rolurilor în care omul se cufundă este percepută ca ceva pozitiv, din păcate, ca ceva de dorit. Din motivul ăsta e foarte dificil, de exemplu, dumneavoastră ca autoare părtinitoare, care faceți apologetică, să convingeți cititorul că realitatea este asta, valorile sunt astea, pentru că dumneavoastră, după ce treceți în revistă și o seamă de figuri filozofice cu care nu sunteți de acord, Nietzsche, Freud, propuneți altceva. Și pentru că trăim într-o societate fragmentată și fragmentară, cum spuneați, cum vedeți succesul argumentației dumneavoastră printre cititori? De ce v-ar crede pe dumneavoastră? În postmodernitate, după cum spuneam, fragmentarea o vedem peste tot, în relații, în societate, relațiile sociale, relațiile interumane, omul este fragmentat, absolut totul este fragmentat. Dar care este secretul? Omul a fost creat în conformitate cu valorile lui Dumnezeu și este un lucru demonstrat prin viețile oamenilor. Faptul că cel care trăiește în conformitate cu aceste valori se împlinește ca persoană, ajunge la o viață plenară, la acea viață din belșug despre care vorbește Hristos. Din contră, cel care dorește libertate absolută și dorește să vină împotriva tuturor legilor și rânduielilor stabilite de viacuri, ajunge în cele din urmă să fie un rob, o victimă. Aș da o mână de ajutor pentru că văd că nu vreți să intrați în carte și aș aduce în discuție una dintre bombele cu ceas la care vă referiți. Este vorba de eutanasiere la care faceți referire la un moment dat. Este un lucru logic să curmi viața unui om care suferă extrem de mult. Da. Și până aici sunteți dispusă să nu protestați și să lăsați lucrurile așa. Însă ceea ce faceți dumneavoastră în carte este să mergeți un pas mai încolo și să propuneți cititorului să descopere ce se întâmplă dacă acceptăm acest lucru care, rațional, pare să aibă sens. Sigur că este normal să încerci să ușurezi suferințele aproapelui. Este normal și Sfânta Scriptură recomandă mila ca pe un juvaier fără echivalent. Mila este chiar mai mare decât dreptatea. Mila cântărește extraordinar de mult în cântarul lui Dumnezeu, dar de aici și până la a curma o viață este un drum foarte lung și foarte primejdios. Viața o dă numai Dumnezeu. El este dătătorul și viața nu poate să o ia decât Dumnezeu. Deci nu pot eu ca om să mă
așez în scaunul lui Dumnezeu și să hotărăsc cine are dreptul și cine nu are dreptul să trăiască. Și dacă totuși omul o face, pentru că practic poate să da, o facă, și o face în multe țări, da. Care e primejdia? Primejdia este desensibilizare și, în ultimă instanță, dezumanizare, pentru că lucrurile merg tot mai departe. În condițiile actuale, bătrânii riscă să devină coșmarul medicinei și coșmarul societății, pentru că numărul producătorilor este tot mai mic și numărul consumatorilor este tot mai mare. Deci bătrânii consumă, ei nu produc nimic. Și atunci întrebarea se pune, de ce să-i ții în viață? Sau un alt om de știință spune, nimeni nu vrea să iasă de pe scenă fără caracter. Deși caracterul nu are nicio legătură cu suferința finală, nici cu inconștiența, cu dependența totală de alții. Nu are nicio legătură, pentru că caracterul este conținutul inimii, este tot ce am adunat eu de-a lungul vieții, prin deciziile mele pentru bine sau pentru rău. Și de la eutanasierea din milă, nu-i lung drumul până la eutanasierea din necesitate, pentru că societatea trebuie să ajusteze resursele. Și, da. Iată și pericolul. Da, Francis Crick, unul dintre semnatarii celui de al doilea manifest umanist, propune eutanasierea tuturor bătrânilor de peste 80 de ani, indiferent că sunt sănătoși, că sunt activi, că sunt absolut conștienți. Din cauza protejării resurselor societății. Da, pentru a proteja resursele și pentru a decongestiona societatea de atâția bătrâni inutili. Am vrut să ne oprim doar asupra unei bombe cu ceas, cum i-am spus eu, pe care o prezentați în carte, pentru ca să ne deschidem puțin ochii măcar, să vedem că nu întotdeauna rațiunea ne duce până la capăt pe un drum bun. Pare bun până la un punct și după aceea, când ajungem să regretăm, e puțin cam târziu. Acesta a fost un exemplu. Mai sunt și altele în carte. N-avem noi timp să discutăm cele 400 cam așa de pagini pe care le-ați umplut de asemenea exemple. Aș vrea doar să ne oprim asupra unui capitol, ultimul, pe care îl prezentați într-un titlu puțin mai amenințător, Asaltul mass media, și să ne spuneți în câteva minute, pentru că nu mai avem prea multe. De ce asaltul? De ce e atât de mare pericol mass media? Acum, am citit o carte pe care aș recomanda-o tuturor părinților. Și bibliografia pe care ați folosit-o în carte ar fi utilă, apropo. Da. Efectul televiziunii asupra minții copilului. Și el spune că o imagine pe care noi o vedem într-o secundă la televizor este alcătuită, de fapt, din 25 de imagini în Europa și 30 de imagini în Statele Unite. Această succesiune extraordinar de rapidă pe care nu o percepem biciuiește sistemul nervos. Lumina la televizor este endogenă, deci nu este ca lumina naturală care vine din exterior. Apoi el spune că după ce copilul se așează în fața televizorului, numai la 2 minute creierul trece de pe undele cerebrale beta pe undele cerebrale alfa. Ce înseamnă asta? Atunci când noi citim o carte, când rezolvăm o problemă, când căutăm o soluție, lucrăm cu undele cerebrale beta. Undele cerebrale alfa sunt caracteristice pentru o totală relaxare, când garda psihologică este căzută, iar mesajul intră și atacă, intră în subliminal. Deci, și ce se mai întâmplă? Se mai întâmplă următorul lucru. Emisfera stângă, care este responsabilă cu discernământul, cu rațiunea, cu argumente pro și contra, așa mai departe, deci paza minții, oarecum dormitează, iar emisfera dreaptă este supra-solicitată. Ei, în cazul acesta, mesajul intră în subliminal. Deci, fără să-mi dau seama, îmi atinge omul meu lăuntric, îmi atinge convingerile, îmi modifică esența. În timp ce eu aproape dorm. Da, în timp ce eu mă relaxez. Și asta e valabil doar pentru copii sau și pentru adulți? Și pentru adulți și deci pentru nici copii. Nici adulții, dacă au crescut mari, nu se pot uita de sine la televizor. Da. Pentru că
Zice Scriptura, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Dar dacă se uită la lucruri bune, să zicem. De pildă, un documentar care îți solicită creierul, deci lucrezi cu emisfera stângă și lucrezi cu undele cerebrale beta, este ok, pentru că și un om care lucrează la birou, el lucrează folosindu-și, sigur, undele cerebrale beta. Un film de artă? Poftim? Un film de artă? Acum depinde, pentru că atât eu am vorbit despre tehnologie. Deci tehnologia în sine biciuiește sistemul nervos și autorul spune că un copil până la 2 ani nici nu trebuie expus. Deci nici nu trebuie sub nicio formă expus. Și aici dar, deja vorbim de conținut, de mesaj. Dar am trecut, da, la conținut. Da. Acum, conținutul, sigur, o mamă înțeleaptă care este acasă cu copiii poate să selecteze un conținut ziditor, pentru că depinde ce urmărești. Dar zice, și pentru ea însăși, nu numai și pentru copii. Și pentru ea însăși, dar mai ales pentru copii. Pentru că copilul trebuie să rămână cu ceva pozitiv, cu ceva ziditor. Nu să se uite la tot felul de scene de violență și tot felul de nonsensuri. Și în Vechiul Testament avem un verset care pe mine m-a șocat. Zice, au umblat după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Și în psalmi se spune să nu fim ușurei ca pleava pe care o spulberă vântul. Deci depinde cu ce te hrănești, pentru că omul este ca un computer într-un fel. Adică tu devii ceea ce citești, ceea ce asculți, ceea ce privești. Și atunci trebuie să alegi hrana în ghilimele. Cu ce te hrănești? Pentru ca să-ți zidești omul lăuntric. Scopul care este? Scopul este hrănirea acelui homo cordis absconditus, deci acel om ascuns al inimii care va trăi veșnic. Pentru că atunci când plecăm de pe pământ, dezbrăcăm trupul de lut, plecăm doar cu conținutul inimii, cu toate deciziile noastre pentru bine sau pentru rău și tot ce am adunat în inimă, ce adunăm? Cu ce ne pierdem vremea? Sau cu ce răscumpărăm vremea? Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Pentru ce categorii de cititori ați spune dumneavoastră că e cartea Omul și lumea lui? Recunosc că este o carte grea, recunosc că este un segment destul de îngust de cititori care ar gusta această carte, dar orice cititor ar putea... Curios, ar putea să se uite transumanismul. Măi, transumanismul, oare ce-i transumanismul? Sau, hai să vedem, fecundarea in vitro. Ce se spune despre fecundarea in vitro? Sau suicidul asistat? Sau eutanasierea copiilor? Sau avort postnatal? Și va găsi atât realitatea în care trăiește, cât și replica dumneavoastră, exact, a autoarei, exact, și rămâne să o cântărească biblică, singur, da, cine, exact, are mai multă logică. Exact, exact. Și pentru că ați pus mare preț în cartea aceasta, de la cap la coadă, dincolo de toate domeniile, cosmos, medicină, mass media, biotehnologie, dincolo de deasupra tuturor acestora, ați pledat mereu pentru valoarea vieții, așa cum o vedeți prin filtrul credinței creștine. Sigur că orice om știe că viața e valoroasă și minunată atâta timp cât crede că are tot ce vrea și are sănătate și avânt. Da. Dar în finalul discuției noastre, cum ați vorbi despre valoarea vieții atunci când... Lucrurile merg prost. Da. Da. Fiecare om are o programă analitică specifică. Adică Dumnezeu îi rânduiește și zile senine și zile grele, încercări, fie în sănătate, fie în familie, fie în căsnicie, fie la locul de muncă. Fiecare trecem, zice Scriptura, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, Doamne. Chiar trebuie. De ce trebuie? Depinde de atitudinea mea ca și creștin. Accept eu acea prelucrare, acea șlefuire care adaugă strălucire omului meu lăuntric printr-o atitudine de împreună lucrare cu Dumnezeu, adică acceptare, rugăciune, mulțumire în situații extreme. Și mulțumirea atunci, în situațiile acelea extreme, putem să o avem doar pe buze, doar mecanic, deci un exercițiu spiritual. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, mă bucur în tine, dar încet îi spun, Doamne, tu știi că nu mă bucur, dar uite, eu hotărăsc să vorbesc cu cuvintele Scripturii. Am avut o experiență de genul acesta când
La mijlocul vieții am fost diagnosticată cu cancer, internată și operată la oncologie. Am avut 2 săptămâni de luptă, în sensul că îmi venea să spun groaznic, și mi-am adus aminte că am citit o carte în care autorul spunea să avem mare grijă ce rostim, pentru că cuvintele se întorc împotriva noastră și el ne sfătuia să vorbim cu cuvintele Scripturii. Și am început un exercițiu spiritual, să repet, să mă lupt cu versetele, dar pe uscat, în sensul că nu le simțeam. Eu le rosteam doar și spuneam Domnului: Doamne, Tu știi că eu am doar tristețe, eu am doar îngrijorare în inimă, dar uite, hotărăsc să vorbesc cu cuvintele Scripturii. Ce s-a întâmplat? După 2 săptămâni de exercițiu spiritual, de luptă cu mine însămi, au coborât o pace și o bucurie. Și eu m-am întrebat: Doamne, dar acestea de unde sunt? Că eu nu le-am avut. Acestea nu sunt de la mine. Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă când Duhul lui Dumnezeu vine în templul inimii și aduce roadele, le produce, dar ele aparțin unei alte împărății. A fost o experiență personală, trăită în situații extreme. Așadar, dincolo de toate dovezile pe care le strânge în această carte doamna Paraschiva Pop, îndemnul dumneavoastră ar fi ca, dincolo de toate acestea care vorbesc și nu destul de convingător despre autorul lumii, ce ar fi de făcut ca să... Cel care dorește sincer să afle care este realitatea, poate să procedeze în felul următor: Doamne, dacă Tu existi, descoperă-mi-te. Aș dori să Te slujesc. Am auzit nenumărate mărturii de genul acesta și Dumnezeu se descoperă căutătorului sincer.